superbă. Colegii superbi, profesoara superbă. La Logan. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și îți mulțumesc. A fost super, mai ales mediul în care l-am făcut. Cred că într-o locație închisă nu avea efectul același. Ce trăiri, ce, nu știu, lucruri de împărtășit. Mi-am dat seama că în natură chiar poți să primești multe mesaje, de viețuitoare, de frunze, de iarbă, de... Da, poți primi multe mesaje, într-adevăr, doar că trecem pe lângă ele și... Da, și despre cele noi inițieri? Cum ai simțit să... Daniela? Da. Acest drum, pentru mine, e foarte important. L-am dorit deosebit de mult. Și am trecut așteptările pe care le aveam. Deci chiar am avut niște stări minunate. Chiar nu venea să putesc. Bine, am fost jos, sus, jos, sus. A fost ceva așa, dar a fost... Ai plus? Și ai eliberat, bravo! Am eliberat, am vindecat, mai am de vindecat, mai am de învățat, omul cu trăiește învață. Mulțumesc ție și le mulțumesc celorlalți. Mulțumesc, da, pentru credere și participare. Pentru că ne-am întâlnit și a fost și... ceva deosebit. Și împărtășirea energiei, da. Sinergia grupului, da. Să se mai întâmple asemenea evenimente minunate în viața mea. Să-ți dea Dumnezeu. Am așteptat de multă vreme cursul ăsta, nu știam cum o să fie. E greu de explicat fără să treci prin el, nu? Dar a fost o experiență extraordinară. Mi-a plăcut foarte tare. Poate chiar era bine să se fi întâmplat mai demult lucrurile. Vin la momentul potrivit și atunci... Da, nu mai avea regrete cu trecutul. Ce este când e, da, când e momentul. Dar acum, după ce ai trecut prin el, cum e față de ce te gândeai tu că o să fie? Sau? Pentru cei care încă... N-am avut așa un tipar, să zicem, trebuie să fie într-un fel și s-a întâmplat mai mult, mai puțin. Nu, a fost o experiență care, într-un fel, m-a pus în mișcare. Energetic? Energetic, informațional. Informațional. Dar lucrurile trebuie să se așeze, că mai trebuie puțin integrat așa. Da, multe au fost semințe din inițieri și trebuie un pic hrănite. Experiența a fost deosebită. Vă mulțumesc tuturor și ție. Cum au fost inițierile? Ai simțit ceva special? Sau? La unele, da, la unele. Și una după alta, așa, așa. Nu pot să spun exact la care ce, da. Dar important, da. E cu energia acolo puternică care tot curge. Ceva s-a simțit la fiecare parte, la una, la mai mult, la altă, la mai puțin. Si. Și așa, ca să vezi cum stau lucrurile, chiar dacă e de la distanță mare, n-am descoperit o cunoștință comună. Frumos. Și să... A, de fapt și două dintre voi v-au descoperit că vă știați de când nu știu când și ați uitat. Da. Nu, nimic nu e întâmplător. Da, energia grupului e extraordinară. Problemele asemănătoare, situațiile asemănătoare. Ce să spun, am primit foarte multe daruri. Astăzi n-am venit cu așteptări, am venit cu o dorință de a completa așa zisa triadă. Parte așa. Și ce să spun? Și mulțumim și rațelor și apei și copiilor și întregii naturi și copacilor care au lucrat, ierbii, insectelor care au lucrat când au trebuit să lucreze așa cum au trebuit să lucreze. Ne-au lăsat în pace, nu ne-au mușcat în țară. A, și apropo, tu voiai cursul ăsta de nu știu când și nu s-a îmbolnăvit profesoara din peră. Se întâmplă când e momentul, exact cum spuneai tu. Mulțumesc!